Yo, ce fac băieții și bine ați venit la un episod incendiar din Price Battle alături de Doiță de X-Breaker. Te salut, bro, ce faci? Te salut, bună dimineața. Bună dimineața, dar chiar nu e, înregistrăm la ora 9, ce-i drept, și voi o să vedeți probabil episodul în jur de ora 11-12. Să dăm drumul la toată nebunia. Nu uita să apeși și tu butonul de like dacă îți plac colaborările pe canal, dacă îți plac clipurile de genul. Ieșim puțin din sfera FIFA și ne mutăm puțin și pe fotbal. Bineînțeles, o să avem în descriere link către canalul lui Domi. Sau de fapt, cel mai simplu, tată, îl avem direct în titlu. Dai click pe X-Breaker acolo în titlu și ajungi pe canalul lui și vezi ce am înregistrat și acolo. Astăzi, cum spune și titlul, facem un price battle, dar facem un price battle pe naționalitate. O să avem 10 întrebări. La sfârșitul celor 10, dacă sunt la egalitate, o să avem una de departajare. Întrebările o să fie de genul: care este cel mai scump jucător german din lume? Care este cel mai scump jucător columbian din lume? 5 întrebări o să-mi pună Domi, 5 întrebări îi pun eu lui Domi și de fiecare dată cel care pune întrebările trebuie să-i dea 3 opțiuni, dintre care, bineînțeles, una să fie corectă, adversarului. Domiță, suntem gata, tată? Gata, prima întrebare. Suntem gata. Vrei Hai să vedem. Deci, pui tu întrebarea, o pun eu, cum vrei să începem? Nu, tati, tu. Păi prima este a ta. Prima e a ta, da. Pentru că tu ești invitat. Hai să vedem. Înțeles. Fii atent. Care este cel mai scump jucător englez din lume? Trebuie să și opțiunile. Îți spun imediat opțiunile. Avem așa. Harry Kane. Îl mai avem pe... Să fie ăsta oare? Sancho și Foden. Bă, tati, e grea rău de tot asta. Fii atent, Foden e cel... Cred că e el cu Sancho cel mai tânăr. Cred că lui Sancho i-a scăzut cota de piață sigur de când s-a dus la United. După părerea mea, n-a avut un sezon prea bun acolo. Harry Kane a jucat în continuare foarte bine la Tottenham, însă e o problemă la Harry Kane, vârsta. Deja... se apropie acolo, mai are maxim 3-4-5 ani după părerea mea. Phil Foden e și tânăr și la echipă bună. Ok, ok, fii atent, merg pe Phil Foden aici. Răspunsul este... corect. Bun aici, bun. M-am surprins și pe mine cu câtă maturitate am calculat acolo. Deci, eu am un punctișor. Corect. Pentru că am răspuns corect. Acum, Domiță, fii atent. Întrebarea este una foarte, foarte... ar fi fost una foarte simplă în trecut. Nu știu dacă mai este atât de simplă acum. Hai să vedem. Care este cel mai scump jucător argentinian? Fii atent. Ba, interesant. Argentinian din interesant. Istorie. Din momentul de față, nu? Ai zis. Bro, da, bă, clar, da, clar, da, din da, momentul da, de față. Da, la ora actuală da. conform footballtransfers.com. Acolo ne uităm noi acolo, și da. Cred că ar fi fost ușor în trecut, dar acum e greu, tati. Hai să vedem. Fii atent că s-a mai apropiat. O să începem cu clasicul, îți dau 3 opțiuni, bineînțeles. Clasicul, da. Lionel Messi, tata. Da. Acum, o surpriză după părerea mea. Eu am unul în cap, sper să fie el, dar hai să vedem. E o surpriză mare de tot aici, nu vine să cred. Julian Alvarez, spun că e și la Manchester City și are 22 de ani. Așa. Și spun și de Lautaro Martinez de la Internaționale Milano. Deci avem Messi, Alvarez, Martinez. Bun, deci ăla e interesant, 22 de ani, dar nu cred că nu mi se pare așa... N-am auzit foarte multe despre el. Nici eu. Da. Dar acum am văzut. E... nu știu exact vârsta pe care are Lautaro Martinez, dar merg pe mâna lui. Da, tati, da. Cred că a fost... Uite, a fost întrebare acum cum mă urea destul de simplu. Cred că ar trebui să mă joc puțin cu jucătorii. Messi împătrânise 40.6 da, milioane. Julian Alvarez... 42.7 și Lautaro Martinez 85.4. Ah, diferență mare. Domnița, ai cu întrebarea numărul 2. Bun, întrebarea numărul 2. Care este cel mai scump portughez din lume la ora actuală? Să ne fie clar. Wow, asta e ca la tine înainte, știi că era ușoară trecut, s-ar putea să fie mai complicat acum. Hai, dă-mi la 3 opțiuni, tata. Bun. Sincer, o să-ți elimin ca să fie și mai greu. Elimin varianta Cristiano Ronaldo pentru că e bătrân și... n-are. Dar avem așa. Avem următoarele variante.
Bruno Fernandes de la Manchester United. Ok. Bernardo Silva de la Manchester City. Da. Și Cancelo tot de la City. Hai să te văd. Bro, cred că e simplu asta. Cred că e simplu. Cancelo nu o să fie cel mai scump. Bruno Fernandes n-a avut cel mai tare sezon din istorie. Bernardo Silva. Răspunsul tău în momentul de față este greșit, dar foarte, foarte aproape. Bruno nu Fernandes cred. Este cel mai scump. Oh, Dumnezeule. 74,2 are cota de piață, iar Bernardo 73,7. Deci acolo ești. Vai, cât de aproape a fost asta. A fost foarte aproape. Băi, dar știi cum eram? Eram 99% sigur. Pentru că, na, Bruno nu prea a avut top. Da, și nici sezon. Manchester n-a avut, da, un sezon extraordinar de asta. Aha. Știu, asta chiar m-a a fost. M-a dat-o aici, tati, dar fii atent, fii atent. Că la următoarea te prind. M-a prins? Te prind la următoarea. La Dolce Vita. Hai să mergem acum pe întrebarea cu numărul 4. Fii atent, tati. Și mergem în Italia. Hai să vedem care e cel mai scump jucător italian. Și avem, băi, câteva opțiuni foarte, foarte e greu interesante. Aici. Ho-ho-ho, asta mi se pare și mie destul de grea. Avem așa, Federico Chiesa de la Juventus. Interesant, da. Nicolo Barella de la Internaționale Milano. Și Gianluigi Donnarumma de la PSG. Oh, interesant Donnarumma ăla, dar fii atent, ținând cont, așa o gândesc eu în momentul de față, Donnarumma e portar. Ia. Donnarumma e portar, e un portar într-adevăr valoros, dar Chiesa fiind acolo mai ofensiv, știu că de obicei jucători și-a valorează mai mult. Merg pe el, merg pe chestia. Așa am făcut și eu cu Bernardo Silva. E Nicolo Barella, tati. Nu cred. 62,5 milioane. Gianluigi Donnarumma 55,6. Federico Chiesa 36,3. Mamă, așa slab. Deci pe cel mai slab l-am luat. Federico. Da. Ei, asta e, tata. 1-1 după 4 runde, mergem la întrebarea cu numărul 5, a treia lui Domi. Și este, care este cel mai scump spaniol din lume? Iar variantele opțiuni, tati, sunt foarte interesante. Pedri de la Barcelona. Mamă, e grea întrebarea asta, cum mi-a picat-o mai mie? Rodri de la City și nimeni altul decât Ferran Torres, tot de la... Mamă, cât de grea e întrebarea asta! Vreau să zic că tot din Premier League. Nu cred cât de grea e întrebarea asta. Jucător tineri, într-adevăr. Doi din Rodri, doi. Nu știu dacă e la fel de tânăr ca Pedri și da. Ca... Da, Rodri. Oh, Dumnezeule. Uite, îți dau așa un lăsat. Rodri are 4 nu-mi ani. Nu-mi da nimic, nu-mi spune peste... nimic. Nu-mi spune nimic. Nu spun. Te las pe tine. Condiția omului de geniu. Amă, fii atent. Dacă înainte a fost Nicolo Barella care e mijlocaș și n-a fost așa... Hai mă să mergem pe Pedri. Nu-mi zic că e Ferran. Nu-mi zic. Nu. Rodri era răspunsul corect. Rodri! 68,6 milioane Rodri. Pedri așa? Are 50,8, iar Ferran Torres așa? 44,6. Bă, tată, nu se poate. E greu, tata, e greu. Wow! Ce nebunie! Da, sincer, bine, tată. Nu mă așteptam nici eu la Pedri. Mai era la port acolo pe 2 cu 54 de milioane, dar m-am gândit că zici că e fundat și n-are mamă, nicio treabă. Cum a fost asta? Cum a fost asta? Nu mă așteptam deloc. Dar fii atent că următoarea e șmecherie. Și asta ți-o adresez ție. Care e cel mai scump jucător german? German? Și aici, tu știi cât de strânsă e bătălia? Vai de capul meu, e o nebunie total. Hai să începem tot. Avem Kai Havertz. Da. Avem Leon Goretzka. Da. Avem Leroy Sané. Fii atent. Super close. Cum o iau eu așa, după mine? Ia. Yeah. Goretzka joacă în Germania. Da? Joacă la Bayern. Ăsta Havertz joacă în Premier League, s-ar putea să valoreze mai mult după părerea mea și mai era... Cine mai era? Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Hmm. Ce el a fost în Premier League? Totuși, cred că ăsta e mai tânăr Havertz. Eu merg pe varianta asta. Deci merg pe Kai Havertz. Da. 69,4 milioane de euro, dar cu 900 de mii de euro mai scump Leroy Sané. Oh! E belea de tot. Mamă, chiar că... Fii atent că n-am mai ghicit nimic noi. Da. Și mai avem câte două întrebări de fiecare. Două de fiecare. Asta zic eu că e ușoară. Părerea mea că asta va fi ușoară pentru tine. Care este cel mai scump jucător american? Trebuie să și știu un jucător american ca să spun asta, da, așa o ca să-l... Da, fii atent. Avem așa, Pulisic, după îl avem pe Serginho Dest de la Barcelona. Bă, stai mă că știam pe toți, am uitat să căsă american. McKinney
de la Juve. Doamne, iar merg pe ofensiv și iar îmi iau țeapă, ia să vezi. Pulisic. Fii atent. McKinney, 22,9 milioane. Bun. Dest, 27,7 milioane. Iar Pulisic, 39,5 milioane. Răspunsul este corect. Și eu unul, mă. Nimeri pe Pulisic ăsta. Știi că a fost un... e emisiunea aia pe National Geographic sau unde... Îmi scapă programul pe TV în care se duc ăștia cu carduri, cu tricouri semnate ale jucătorilor de fotbal sau cu diferite lucruri antichități. Sincer, și s-a dus cu un tricou al lui Pulisic semnat și l-a făcut că este un fel de, nu știu, Jordan al fotbalului sau nu știu ce zice acolo. Da, și mie asta, varianta asta mi s-a părut de relativ ușoară. Da, da, uite, a fost relativ ușoară, dar hai să vedem la tine. Super simplu, mamă cât de simplă e asta. Deci, Hai. Nu am văzut întrebare mai simplă pentru Domi. Care este cel mai scump jucător columbian, tată? Și îți spun că nu este Dairo Moreno. Dacă mai țin minte că a fost pe la... A fost pe la Steaua. Colombia, tati, hai să-ți dau și opțiunile. Opțiunile foarte, foarte interesante aici. Ula. Fii atent. Davinson Sanchez de la Tottenham. Mamă, nu mă așteptam. Duvan Zapata, Atalanta. Și Luis Diaz, Liverpool. Luis Diaz, Davinson Zapata. Între ăștia doi sunt, dar nu știu, stai așa să mă gândesc. Poți să-mi zici că, uite, îmi scapă, cum îi spune, ce poziție joacă Luis Diaz. Dai un hint așa? Mijlocaș ofensiv. Zapata. Și Duvan Zapata e atacant. Da, știu, Zapata, da, știam. Nu știam aici la asta, la Diaz. Băi, și îmi vine să zic Luis Diaz, nu știu de ce, cred că Zapata e mult mai... Merg pe Zapata. Nu cred că ai făcut asta! Nu? Nu cred! Zapata, 17 milioane! Luis Diaz, 45. Aaaaaaai, ce fraier sunt! Muică, ce diferență a fost acolo! Nu știu de ce am făcut asta, dar eram acolo între ăștia doi. Hai, tată, ultimul set de întrebări. Dacă am ghicit aici, ai câștigat. Am câștigat. Hai să vedem. Dar am o întrebare pentru tine. Ce întrebare? Interesant. De ce ești la sfârșit? Fii atent. Care este cel mai scump estonian? Hey, wake up. Și avem așa. Îl avem pe Lilander de la Flora, îl avem pe Carol Metz de la Zurich și pe Rauno de la Piast, din Polonia. Bă, băi, ce jucăm roata, mă, am uitat numele. Mai zi o dată, deci, te rog. Lilander de la Flora, Metz de la Zurich și Rauno de la Piast. Metz valorează 0,9 milioane. Lilander valorează 1,1, iar Rauno ăsta valorează 2,2 milioane. Răspunsul tău a fost greșit. Greu. Greu la ultima întrebare. M-am luat după Zurich, că auzisem de echipă. Păi da, ți-am și zis echipele. Pentru glorie, tată, la tine aici. Pentru glorie avem cea de-a 10-a întrebare. Dacă egalezi, bă, nu prea am ghicit noi ore, 2-1 pentru mine. Dar sunt și grele, că nu e chiar așa ușor. Că, na, în Franța, hai că spune-ți, știi. Spune-ți, apropiați, da. Fii atent. Cel mai scump jucător, turc. Și e o nebunie totală aici. Cât de apropiați sunt golani ăștia. Avem Zeki Celik. N-am auzit. Enes Unal. Unal, așa, da. Hakan Calhanoglu. Răspuns rapid, Hakan Calhanoglu, hai! Hai, stai acolo, domiță, Zeki Celik, 39,2 milioane. Băi, Hakan era 31. Mamă, ce întrebare grea a fost, asta a fost cea mai grea întrebare. Nici pentru că... Nici n-am auzit de ăla, jur. Unde joacă? La Lille, tati, cred că de asta. Zeki Celik. Deci l-am auzit de el, jur. Fii atent, el 39,2, Hakan 31,7, Enes Unal 21,1. Na, Unal expirat, știam asta, na. Cu puțin bulan acolo ne impunem, se termină. Mamă, am fost săbuți, 2-1. Am fost 2-1, da, morți. Am început bine 2-1. Și după aia am dus așa ușor la val. Oricum au fost, să știi că au fost destul de dificile unele întrebări. Da, sincer, uite, Barella, nu m-a adică așteptat la Barella. Adică au fost jucători de valoare foarte apropiată, da. Cum a fost la mine Bruno Fernandes cu Bernardo Silva, da. Foarte, foarte apropiată valoare. Băieți, lăsați-vă voi un comentariu mai jos și spuneți-mi ce challenger ați vrea să facem în viitor, Domiță. Mersi frumos pentru că mi-ai acceptat invitația.
link o să fie și către canalul lui X-Breaker, înregistrăm acolo ceva frumos. Vă pup, o viță zi faină. Salutări. Pa, pa.